Doamne ajută, ne aflăm la mănăstirea frumoasă din Iași. Mă numesc Maica Maria Teron. Și în dimineața aceasta, la ora 5:10, 5 un sfert, când am intrat în baie și din camera mea, am fost încuiată cu ochii prin exteriorul băii și am rămas blocat acolo. Apoi persoanele care m-au încuiat s-au dus la camera vecină unde stătea sora mea și au încercat să o scoată și pe ea din cameră și au băgat-o în baia cealaltă. Dându-mi seama că poate se întâmple ceva ceea ce ni s-a... cum am fost amenințate mai înainte, când se scoate bagajul, am ieșit pe geam, dar am fost din nou prinse și băgat într-o altă baie unde nu se putea ieși pe geam. În acest timp, măicuțele au intrat în camere și au scos bagajul, l-au dus bagajul mare, cele mai multe lucruri, sunt duse undeva, au spus că o să ne le dea după ce plecăm. Deci, aceste evenimente au avut loc zilele acestea, după ce duminică ni s-a spus o decizie, o hotărâre, ceva să spună din ce cauză trebuie să plecăm. Și ni s-a spus că nu ni se dă așa ceva și o să decurgă la forță, ceea ce au făcut. Eu nu am, până în momentul de față, nu am primit o decizie care se spune că nu mai am drept să mai locuiesc aici și nicio decizie de desfacerea contractului de muncă. Deși demersuri s-au făcut, dar la mine personal nu a ajuns această decizie de desfacerea contractului de muncă, plus că în contractul decomodat încheiat între mine și Mănăstirea Frumoasă, reprezentată de Maica Staiță Sofia Bordeanu, Stavrofora Sofia Bordeanu, spune că acest contract decomodat își pierde valabilitatea în cazul unui transfer. Deci nu văd situația de față decât un abuz la persoană, un atac la conștiința persoanei în legătură cu situația creată după sinodul din Creta, când noi nu am putut să fim de acord, deoarece acolo teologii în alte persoane au demonstrat că acolo s-au semnat erezii și era cu nostru, s-a făcut fătaș prin semnătura care și-a pus-o pe acele documente. Deci, în momentul de față, câteva lucruri care mai erau în atelierul de pictură alături mai sunt aici, restul sunt dus undeva. La sfârșit, deci în momentul când am ieșit noi și am stat într-un hol, deci au încercat să ne bage într-o baie unde nu se putea ieși prin geamul mic, noi am încercat să ne opunem și am rămas încuiat într-un hol până când au dus lucrurile. La sfârșit ne-au întrebat unde să ducă lucrurile. Telefoanele erau luate ca să nu luăm legătura cu nimeni și am zis că să-mi dea telefonul ca să sun undeva unde să-mi ducă lucrurile. Nu mi s-a dat telefonul și atunci ni s-au adus haine ca să ne îmbrăcăm haine, că noi eram cu hainele din cameră. Practic, ne-au scos din pat. Din pat. Nu știm dacă toate lucrurile din cameră au fost scoase și puse acolo. Nici acces nu mai avem, după cum vedeți. Deci nu putem mai ieși. Chiar și ușa la fel este închisă. Acolo este geamul la care nu am locuit. Da, mănăstirea noastră are 10 vecuitoare, deci noi 2 și încă mai puțin. Au fost toate prezente? Una singură n-am văzut-o, era timpul slujbei, deci noi la 5:30 aveam începea slujba. Duminică mai a fost mai menționat un lucru, duminică mi s-a spus că când am întrebat de ce trebuie să plecăm, am spus că nu am făcut nimic, deși mi s-a interzis. Și noi am spus că ne, practic am fost oprite ca să nu mai facem nimic, nu ni s-a dat nici cutare. Și a zis că prima ascultare este la biserică. Iar noi ne-am conformat și am mers aceste zile la biserică, dar nici aceasta nu... Deci nu am împiedicat hotărârea luată de mai puțin de a ne scoate bagajul.
Bineînțeles, noi am mers la biserică, dar nu am putut să primim sinodul din Creta, nici nu am putut să fim de acord cu ecumenismul. Zilele trecute ne-am spus în opoziția că nu putem să fim de acord cu sinodul din Creta, deoarece acolo s-au semnat erezii. În momentul când am spus că rămânem dimostră în poziția împotriva sinodului din Creta, am spus că asta am vrut să știu. Ieri, când am mers la liturghia darurilor mai înainte sfințirii, cineva a luat cheile care erau în ușă prin exterior, deoarece ne pregăteam să mergem la biserică. Am schimbat butucul la ială, dar au refuz la ceea ce s-a întâmplat în dimineața aceasta. Și ați spus că dimineața la 5 v-au pus lanterna în ochi și... Da, dar nu știu ce, că o fi radiații, o fi... Că tot se făcea un flash continuu asupra mea, ori să mă sperie... Și cine făcea chestia? Maicile. Deci o singură maicuță n-am văzut-o, maica Ecaterina, probabil era la biserică, din programul liturgic, mă despre toate le-am văzut, ori ne-au ținut, ori ne-au... Ne-au împins, ne-au luat cu forța ca să nu am avut intenția să facem lucrul ăsta, dar dacă ne-ar fi dat un act la mână, să spună, nu mai vrem să mai stați, sau pentru că sunteți de acord cu sinodul din Creta, trebuie să plecați, sau așa, noi am fi plecat fără nicio problemă. Dar trebuia să ni se dea un act la mână din moment ce am venit aici cu o decizie, cu un dosar. Trebuia să ni se dea ceva la mână. Avem 20 de ani de mănăstire și nu putea să ne scoată oricum. Când am spus că de ce nu ni s-a dat o decizie, a spus că de la cei mai mari nu au voie să... Mi s-a spus că nu se dă așa ceva și la sfârșit mi s-a spus că părintele Exar ne-a spus să facem asta și eu am întrebat și ați făcut ascultare și a zis că da. Maică, puteți să ne spuneți de ce sunt vinete maicile? Puteți să ne spuneți de ce sunt vinete? Și maica, de ce e mușcată? Păi da, dar de ce sunt ele vinete? Dar de ce au fost scoate? Păi din cauza că ați venit și le-ați mușcat. Nu puteți să înțelegeți nouă, să cotele, cine sunteți? Dați-le legitimați, să vedem. Cu cine? Suntem creștini, domnule. Suntem parte din Biserica Ortodoxă. Poate vine unul, doi, că la noi nu a venit. De ce le-ați luat dimineața la 5 fără nicio decizie? Ba da, este. Suntem parte din biserică. Biserica nu înseamnă numai maici și preoți care sunt eretici ecumeniști. Am venit... Ce